Suma a trei numere naturale nenule nu este mai mare decât 12. Deci A plus B plus C nu e mai mare decât, adică e mai mică. Dacă nu e mai mare decât 12, nu e mai mare decât 12. Mai mică. Mai mică sau egală? Sau egală cu 12. Dar nu ne spune. Ei, ba da, zice, nu este mai mare. Da. Nu e mai mică. Situația complementară, cea care apare de aici, este că A plus B plus C e mai mic egal decât 12. Asta mi-a comunicat în formularea de mai sus. Aflați aceste numere, știm că al doilea este de două ori mai mare decât primul. Se poate prin segment asta. Să vedem. Al doilea este de două ori mai mare decât al primul. Al doilea, adică B, este de două ori A, nu? Doi A. Și cu 2 mai mic decât al treilea. Al doilea este cu 2 mai mic decât al treilea. Al doilea cu 3 mai mic decât al treilea. Al doilea cu 2 mai mic decât al treilea. Deci la al doilea mai adaug 2. Ca să-l fac cât C, da? Da. Câte, mai mic, câte soluții sunt? Sigur că da. Câte soluții sunt? Câte soluții? Sigur că da. Câte soluții sunt? Soluția figurativă. E vorbește de soluții. Las. Poftim. B este un B. Nu, începem cu cel mai mic. A e un segment. A este un segment, da? Da. Deci așa se numește. Da, A. Bun. B. Da. E două segmente. Da. Două segmente. Și C este două segmente și încă doi. C-ul este două segmente. Și încă doi. Și acum e ușor, facem 12 minus 2. 12 minus 2, dar poate să fie și 11. Dar de ce nu am luat cu mai cu 1? Adică 1 plus 2 plus... N-am profesat. Ai albunit o pia? Că vreau să spun ce mai ce spunea. Păi am zis că putem să luăm cu 1. Pe cine să luăm? Să începem cu 1. Pe A egal cu 1. Și apoi 1, 2, 3, 4. Ba. Și tot așa. Numai că eu spun că ar dura mai mult să luăm pe A1. Dar de ce ar dura mult? Care-i motivul? Pentru că noi acolo avem deja scris acolo rezolvarea, practic. Pentru că noi, tot ce ne trebuie nouă, este un număr care, din care, dacă scădem 2, să se poată împărți exact la 5. Și dacă noi îl luăm pe 12, 12 minus 2, pentru că nu ne spune să fie mai mic, 12 minus 2, 10, și apoi 10 împărțit la 5. Și apoi, apoi 11 nu se poate. Îl luăm pe 10, apoi luăm pe 8, pe 6, pe 4 și pe 2. Da. Sau pe 2 nu se poate. Bun. Și tu ai sezizat că parcă o singură soluție ar fi, nu? Eu zic că 2. Tu zici că 2. Eu zic 2. 2. Da, trebuie să zic. Să vedem tare ce propune și el și până începem și discuția care a început-o tu, că mi se pare foarte deșteaptă. Te rog. Eu aș crede că e doar o soluție. O singură soluție. Adică ce variantă? Adică de la 5 în sus. Nu pot să mai faci. De la 5 în sus, cine să fie de la 5 în sus? Eu cred că sunt doar două soluții. Deci, 1 plus 2 plus 3 ne dă 4. Nu, ne dă 6. 3 plus 4 plus 5 ne dă... B-ul trebuie să fie A ori 2 și B trebuie să fie plus 2. Să luăm și pe Cassandra, să urmăi și pe ea. Să vedeți cum a gândit ea. Deci tu ai spus la Cassandra? Prima cifră. A e egal cu 1. E cel mai mic, da? Da, domn profesor. Atunci. B egal cu 2. B egal cu 2 ori 1. Da. 2 ori 1. Și C egal cu 2. Care face 2. Da. Și C este egal cu 2 plus 2, adică 4. 2 plus 2 și egal cu 4. Și iată o soluție care îi deșteaptă, se încadrează aici. Mai am o soluție deșteaptă. Da. Pic. Da? Deci avem tripletul, A egal cu 2, B egal cu cât?
B egal cu 2. Nu, A egal cu 1, pardon. A egal, A egal cu 1, B egal cu 2 și C egal cu 4. Este o primă soluție. Și mai este una. Poftim. Deci, A este 2. Deci mergem cu A egal cu 2. B este 4. B 4. Este 4. 4. Și C este 6. 6, da? C-ul care este B plus 2, da? Ia să vedem, ne cadrăm, e mai mică suma decât 12. E fix, e perfect. Da? 2 și 4, 6, 6, 12. Nu mai altă înseamnă. Deci, astea sunt cele două soluții. Bun, eu aș mai insista aici. Că tu ai mers pe o idee care nu prea am numărat. Chiar ai avut impresia, Daria, că varianta ta ar fi mai ușoară, da? Daria, te urmărești. Da. Deci ai mers pe ideea că varianta ta ar fi mai rapidă decât propunea Casandra. Deci, după ce am făcut partea figurativă, Casandra spune, eu am să încep cu A egal cu 1. Da? A egal cu 1. Oare nu puteai să începi și cu A egal cu 0, Casandra? Nu, pentru că ne zice că trebuie să fie mai mare decât 0. Așa am spus? Da, în problema așa ne-a zis, nu? Suma trei numere mai mari decât... Mai mică sau Nu, despre numerele acelea AB și C sunt diferite de 0 sau? Nenule. Nenule. Nenule, zice. Ei, asta e important. Deci de aceea încep cu A 1. După ce am început pe A egal cu 1, B-ul mi-a dat seama că e dublu, C-ul este cu 2 mai mult decât și foarte simplu a mers. Casandra, a mers problema foarte bine pentru că tu, în raționamentul care l-ai elaborat, ai înțeles să pleci la cel mai mic. Dar dacă spuneam A plus B plus C, A plus B plus C mai mic decât 25. Să se afle toate soluțiile. Păi așa, da, tot aș fi început cu prima, că trebuie să aflăm... Numărul lor, da. Să le ghicești pe toate. Hai să vedem, Casandra. Să le găsești concret, da? În relația asta, hai să le găsim. Deci ai plecat cu A egal cu 1, B egal cu 2, și C-ul egal cu 4. Apoi, A egal cu 2, B-ul egal cu de 2 ori 4, și C-ul egal cu 6. Apoi, A egal cu 3, B egal cu cât? De 2 ori 6, da? Și C egal cu 9. Cu 9, 6 plus 2. Dar scris-mă și voi, mă. Cui vă lăsați cu... Da? Tu ai scris? Nu-i scris. Nu-i scris nimic. Ei, lasă-vă, pun eu pe voia. Scrie eu și voi vă așa. Hai să vedem. Domnul, dar mă întreba, sunt 4 soluții, nu? Nu știu câte ori. Să le numărăm. Și C-ul este 8, da? Da. Următoarea, Daria, A egal cu? A egal cu 4. Da. B-ul? B egal cu 8. Așa. C egal cu 10. Și acum dacă le adunăm, ne dă 22, deci este bun. E bună și asta. Da. Și nu cred că ar mai fi. E să mai încercăm cu una. A egal cu? A egal cu 5. B egal cu 5, B egal cu... 10 și... Ce ori este? 12. Nu merge. Unde mă și la? 22, 27. Deci asta sare și ne-am oprit aici. Trecem. Doamne, era și logică sunt 4 soluții, pentru că noi la cealaltă ne-am dat 12 și dumneavoastră ați spus 25. Dacă facem 12 ori 2, ne dă 24. Deci acolo pe asta mergi tu. Și dacă eu ți-aș fi dat mai mic egal decât 37, 37, tu îmi mai spune după logica ta că ar fi 6. Da, da, m-aș și verifica și scrie. Da. Deci ideea pe care o ai tu este următoarea, că dacă până la 12 te-ai dus și ai găsit 2, până la 25, care de principiu 24 am găsit încă 2, și pe intervalul celălalt încă 2, da? Hai să vedem dacă așa stau lucrurile. Vrei să le vedem? Noi până acum asta verifică. Da? Casandra. Asta verifică.
Că se încadrează, ar fi aici cât, dacă adunăm? 27. 27. Ar mai fi următoarea. Davide, A egal cu cine? Cu 6. A egal cu 6. Schimbăm. Stai puțin. Mă, n-am ce spune. Stai puțin. 2. B egal cu 12. O să aud ce a spus acum. Și nu vreau să aud. B egal cu... B egal cu 12. Am gândit cu voce tare. Da. Da. Am gândit cu voce tare. Nu mă voi determina să gândesc așa. Da. Că tu ești divin acum, îl fac de bastă. Și ce egal cu 14. Ce egal cu 14, da. Și acum, ia să vedem dacă... 32 ne dă. 32. Deci, vede treaba că raționamentul pe care l-ai făcut tu e bun până într-un loc, dacă nu, cumva s-ar putea să se mai adauge mai mult decât ce ai spus tu. Deci, e o observație bunișoară, să spunem, pentru început, dar care nu merge perfect. Uite, mă gândesc că dacă mă duc la un număr mai mare, o să fie, mă rog, o să instaleze încă un număr de, încă o soluție pe care nu mă respect acolo. Dar, să ne gândim și așa. Dar dacă puneți mai mic sau egal. Deci 25 ori 2 le-ar da 50. Mai scădem din soluții puțin și poate o să nimerim acel... Numărul de soluții, da? Da. Dar e important aici, în discuția care am purtat-o, următorul lucru, David, deci cu Daria și Casandra. Că voi v-ați prins de idee și mi-a plăcut foarte tare că ați încercat, ați pornit de jos în sus, nu de la egal cu unul. Nu, de la egal cu 1. Da. S-a încercat de sus în jos, de la 12 și nu prea a fost atât de la îndemână ideea, nu? Și atunci, de jos în sus, a fost cel mai interesant. Mai avem un subiect. Da. Aflați scăzătorul unei scăderi. Da. Aflați scăzătorul unei scăderi, știind că diferența este 231. Mai spune da. Iar descăzutul este de 4 ori mai mare decât diferența. Îmi place cum sună. De-aia, mai citesc. Da. Aflați scăzătorul unei scăderi, știind că diferența este 231. Deci descăzutul minus scăzător e dat cu 231. Nu așa spune? Da. Iar descăzutul este de 4 ori mai mare decât diferența. Deci descăzutul este egal de 4 ori 231. De 4 ori 231. Deci putem să aflăm descăzutul și apoi... Era ușor, da, pe bună zi. Ușor. Și face 4 ori 4, 12, 1, 9, 924. Și facem 924 minus 231. Deci, acum mă duc 924 scăzut scăzătorul. Egal cu 231. Da. 924 minus 633. Egal cu 613. Asta o știu tot, domnule. Mai am. Da. Ia să vedem. Diferența a două numere naturale este 16. Deci, A minus B egal cu 16. Dacă din suma lor scădem diferența, obținem 24. Din suma lor, din scădem diferența. B, scădem pe A minus B. Da. Găsim 24. Care sunt numerele? Deci A egal cu cine? B egal cu cine? Nu e chiar așa de greu. Poți să mă întreb ceva? Te rog. Am dreptate dacă fac A plus B este egal cu 24 minus 16. Pentru că noi ne spune acolo că A minus B egal cu 16. Așa. Și mă gândeam că dacă fac A plus B și A plus B este egal cu 24 minus 16, ca să rămână numai A plus B. Să nu mai fie și acel A minus B la mine. Vrei să înlocuiesc în loc de ce spun 16? Da. Deci ar fi echivalent. A plus B minus 16 este egal cu 24. Și atunci A plus B... Este egal cu 24 plus 16. 24 plus 16. Și așa că A plus B este... Gata. Casandra continuă. A plus B... A plus B este egal cu 16 plus 24. A plus B este egal cu... Davide?
Cu 40. Cu 40. Poți spune deja. Și am și facem 40 împărțit la 10. Deci A plus B odată egal cu Daria, A plus B egal odată cu 40. Și odată A minus B este egal cu 16, Daria. Deci ce sunt cele două relații? De ce ai zis împărțit la 10? N-am zis împărțit, am zis mă împărțit la 4. Dar de ce la 4? De ce la 4? Pentru că 4 numere. Iar începeți 4 numere. A plus B. Băi, tu reușești să îți bază de mine cum trebuie. Vrei să mai zic încă o dată ceva? Da? Atenție. Deci ai avut așa, dar unde vezi tu patru numere? Uitați, A plus B și A plus B. A plus B minus A minus B. Și vezi patru. Una, două, trei, patru. Băi, tu n-ai auzit că... Insiști. Da, insiști. Dar eu mă abțin. Bun. Davide, noi atât avem de găsit cele două numere, A și pe B. A și B. În două. Atunci facem 40 minus 16. Dar de ce găsit 40 minus 16? Scădem, adunăm. Cum să fac eu să scăd din minte chestia asta? Exact, ați văzut? Fantastic. Deci încă două numere acolo, le scădem. Sunt ani de rândul. Atenție, sunt ani de rândul. Copii, urmăiți-mă. An de-a rândul când la clasă ați reușit cu varianta asta. Da. E foarte greu acum să înțelegeți că trebuie să facem mișcări care să fie în virtutea unui raționament. Corect. Noi facem așa, să le adunăm, le scădem, nu la întâmplare, la plezneală, poate am numerit-o. Poate. Da? Ci datorită nevoii din cauza contextului problemei, ci din conținutul problemei, ca să ajungem la adevăr. Nu pe baza întâmplării. Uitându-te la cele două relații, David, o ce secundă. Crezi tu că poți să facă? Da, vedeți. Nu, trebuie să facem așa. Nu? Trebuie să găsesc o soluție, că chestia asta facem așa, iar așa aici. Le împărțim la patru. El rămâne cu ideea asta. Aha. Deci trebuie să găsim altceva. Așa, poate să. Vedem, domnul profesor, cum se gândește să vedem. Ia să vedem. Da, vedeți. Hai să facem o chestie. Dacă scăderea este așa, de aici nu pot să spun ca egal cu 16 plus B, că asta o știți. Da. Dacă A minus B egal cu 16. Da. A minus B egal cu A egal cu B plus 16. B plus 16. Deci? 40 plus 16. Înlocuim în prima, Davide. Nu? Așa, trebuie să mai lăsăm un pic, deși e mult mai ușor așa. Dar hai să facem cu segmente. Davide, dacă A-ul e B și ceva, înseamnă că B e numai atâta. El e menic de-o. Hai să facem așa, ca să pot să facem. Da. Reflexul este bun, dar uite-te și aici. B-ul este atâta, Davide. Da. Iar A-ul este cât B-ul și încă ceva. Și 16. Da. Asta este A-ul, da? Să vă spără, dar de ce nu putem să facem 40 părți la 4? 40 părți la 4, de ce vedeai? Se poate de ce, că ai 4 numere sau ce unde vezi 4? 4 numere. Dar unde sunt 4 numere? Că sunt aceleași. A, e și același sus și jos. B, e același. Cum să faci la 4? Care e logica? De ce n-am nevoie să fac? Dar care e logica pentru împărțirea? Faptul că 40 se împarte la 4, pe tine te bucur într-atâta încât să faci așa ceva? Dai seama ce număr este. Cine îți dai seama ce este? Ce număr este A. Și o să faci 10 cu 10, 20, minus 0. Care 10 minus care? 10? 10 plus 10. 10. Adică plus B care îmi dă 10. Da. Minus. Stai, că B-ul trebuie să fie mai mare. A-ul trebuie să fie mai mare cu 16. Și s-a dus. Da? Deci nu poți să tragi de ceva care e fals. Ne întoarcem aici. Dacă au, Casandra, dacă au e B plus 16, dar l-am construit, că au este cât B plus 16, ăsta este au. Împreună au și cu B fac împreună cât? 40. 40. Și am dat 40. Minus surplusul, minus 16. Da. Cine dă 23? 23 ar putea fi... 24, da. Da. 24. 24. Și așa sunt 2 de B. Da. Sunt 2 de B. Și
ca să găsim... Și, a, și A este 24 plus 16. Urmă, dacă știi pe B. Da. Păi, când am scăzut surplusul, cât o rămas? B-ul de aici și B-ul de aici a rămas. Deci a rămas ce? Dacă din toată suma asta, care este 40, din 40 scădem surplusul, cum vă place vouă să spuneți, pe 16, rămâne 24, da? Și acum putem... Și 24, fiindcă e egal cu 2 de B, e B-ul de sus și B-ul de aici. 24 împărțit. Deci 2B, 2B egal cu 24. Da, da, vedeți, dacă nu scrii, n-am făcut nimic. Am scris eu, deci 2B... Da, vedeți, scrisul ăsta ca să copii din tablă și trebuie să pe tablă și scrii, nu-i treabă deșteaptă. Nu trebuie să te uiți pe tablă. Tu te uiți pe caițelul tău și lucrezi. Și 24 împărțit la 2 pe 12. B egal cu 24 împărțit la 12. 12. Da, 2 și egal cu 12. Adică B-ul e 12. B 12, A este 28. A egal cu 12 plus 16 egal cu 28. Adică, tu, Davide, am înțeles de ce nu ți împarte la 4, cum vezi tu, împărți pe 40, că din cum tu mergeai că se împarte la 4 la 4, că se împarte exact. Dar nu asta e un problemă. Deci ce facem? Când ne aflăm în fața unei probleme, Daria și cu Casandra și cu Davide, citim problema din mai multe ori și autorul spus, da, o spus așa, că suma a două numere este atât. Diferența lor este atât. Aflați numerele. Ei bine, ideea foarte rapidă a adulților este asta. Le adunăm pe cele două membru cu membru. Dar copilul, voi, din mintea la care vă aflați, la nivelul la care vă aflați, nu, spune, dar mie nu venea în minte să adun pe asta. Așa nu venea în minte, eu vreau să vă le explic vouă și tuturor celor care ne privesc. Că puteam scăpa de greșițiu foarte repede dacă vă spuneam. Le adunăm și cu asta pe asta. Dar iată ce am spus. Hai să facem pe segmente. Ne dăm seama din ce știți de la scădere, că descăzutul e egal cu rezultatul scăderii plus scăzătorul, da? B plus 16. Asta știm din clasa a doua. Și atunci vedem că B-ul e cel mai mic. Iar A-ul este, cum scrie aici, B-ul plus 16. Deci are B-ul, are A-ul mai mult decât B, încă 16. Cum în total făceau 40, am scăzut surplusul din 40 pe 16 și au rămas acum în sumă doar 2 de B. B-ul de sus și B-ul de jos. Deci cei 2B fac 24. Adică acum se justifică, dacă le-am fi adunat, ar fi rămas aici 2 de A. Nu? 2 de A. Și de acolo lucrurile merg foarte, foarte bine. Ce este, Daria? Păi, dacă puteam, pur și simplu, în momentul când puteam să începem, A plus B, A plus B, și atunci le adunam pe cele două. Păi, mai, asta, eu tocmai mi-am explicat și am zis, păi, da, știu. Acela le adunăm, nu-i vine în minte, decât dacă se sus mama. Le adunăm, decât dacă se sus mama, dar eu tocmai de asta vreau să păi fiu. Facem, păi atunci ar fi tot A plus B, numai că noi schimbăm semnul acela și A plus B devine A plus B plus A minus B. Daria, nu vrei să mă urmărești. Nu vrei să mă urmărești. Așa facem așa, cum ai spus tu. Este fiindcă mama ți-o sugerat, dar eu nu vreau să spun, înainte de a fi spus mama ții chestia asta, cum ai fi acționat tu? Nu-ți venea în minte să le adun. Cei ce-ți venea în minte este doar așa. Pe A minus B îl scrim ca 16, care înseamnă că A e B plus 16, înseamnă că scrim, cum vă spuneam, B-ul că e mai mic, scrim pe A care e B plus 16, se vede cu ochiul tău, percepi și relația asta ca A e B plus 16, automat îți vine în minte să scazi surplusul ăsta ca să l-a adus și pe A la nivel de B, dându-i deoparte pe 16, l-a adus pe A la nivel de B, și atunci B-ul și cu B-ul, deci 2B, a rămas în suma de 24, este, Daria, spun cu toată dragostea, este mult mai vizibil la nivelul la care putem gândi noi greșițiul. Așa, adulții, când venim și vă
lovim cu idei de asta, le adunăm relația, le scădem, nu știu ce acolo, iar merg pe partea aceea a lui Davide. Le adunăm, le scădem, ne mulțim, îl împingem tot pe culoarul acela. Deci noi trebuie să evităm, insist foarte tare, trebuie să evităm să ne ducem pe partea pe care ei deja au instalat în mintea lor. Adunăm numele acelea, le scădem, ca ușor, ușor să ne desprindem și să înțelegem că la matematică trebuie să facem aceleași mișcări care sunt în virtutea unui raționament corect făcute. Nu. Să aibă logică, da. Început, sfârșit. Așa, cum ai spus tu, implicații din aproape în aproape. Ne oprim aici. Continuăm. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. La revedere!